vreau. Doresc eu înaintea păcătosului. Deci de cum? Și întoarcerea. Doi. Dumnezeu are dorință pentru biserică. Frați și surori, să rămâneți cu nădejdea aceasta în voi. Că Dumnezeu are dorință pentru voi. Toate lucrările care le-au promis și le-au făgăduit, ascultați-mă bine, spune cartea Iov, chiar dacă nu-L vezi, chiar dacă nu-L vezi, cauza ta este înaintea Lui. Și ce îți spune Biblia acolo? Tu așteaptă-L. Biserică din Camnic, așteaptă-L. Dacă ți-o făgădui când se mulțește poporul, ascultă-mă bine, Dumnezeu poate și o face. Slăvit să fie El în veci. Are făgăduințe pentru tine că să ajungi în cer. Are dorință pentru păcătoși. Avantajul este că dorințele lui Dumnezeu ne avantajează pe noi. Dumnezeu nu are nevoie să fie, să-i cânte cineva. Dumnezeu nu are nevoie să-i predic. Avantajul este că dacă eu cânt și laud, este avantaj pentru mine și pentru tine. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Că eu vreau să predic sau să trăiesc cuvântul, nu-L avantajează pe Dumnezeu. Din contră, mă avantajează pe mine. El îmi dă în pricina ascultării și credință în jertfa Lui, îmi făgădește ceva. Viața veșnică, slăvit să fie El în veci. Dorințele Lui ne avantajează. 1. Ești veșnic. 2. Ești cu El. Și 3. Te răsplătește. Aici și dincolo. Mă rog, încă o dată îmi repet, în această zi frumoasă de 1 martie, să-ți faci cel mai frumos cadou. Să crezi în jertfa Lui, să-L accepți ca Domn și Mântuitor și să-I spui de astăzi, Doamne, vreau să spun adevărul. Și auziți, un alt avantaj, să fii frate cu Iisus. Ce har! Nu este mai frumos dar pe acest pământ. Dumnezeu din cer sau Domnul Iisus să te numească frate. Ce frumusețe și ce binecuvântare. Mă rog ca să-L alegi ca Domn și Mântuitor. Mă rog să te hotărăști pentru El. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să te ajute să-L slujești. Amin? Amin.